Ședintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a declarat la sfârșitul anului trecut că ruta ocolitoare a municipiului Suceava va fi gata în 2012. Flutur a spus că Ministerul Transporturilor a alocat peste 50 de milioane de lei pentru finalizarea șoselei care va scoate traficul greu din oraș. În bugetul anului viitor, 56 de milioane de roni pentru șoseaua de centură, pentru finalizarea șoselei de centură. Problema este că firma SCCF Grup Colas, care construiește ruta ocolitoare, ar mai avea nevoie de peste 144 de milioane de lei ca să finalizeze lucrarea, adică de aproape 3 ori mai mulți bani decât a alocat ministerul. Constructorul s-a plâns că a lucrat pe datorii anul trecut, deoarece Ministerul Transporturilor a suplimentat fondurile pentru șoseaua de centură a Sucevei doar pe hârtie. Ca să terminăm lucrările anul acesta, e nevoie de o alocație bugetară de 117 milioane 540 de mii de lei, la care trebuie să adăugăm facturi neplătite din anul anterior de 26 de milioane 310 mii de lei, deci face aproximativ 143 de milioane 858 de mii de lei cu TVA inclus. Lucrările la ruta ocolitoare a municipiului Suceava au început în anul 2009, iar până acum statul a achitat 60% din valoarea contractului. Constructorul susține că are capacitatea necesară ca să finalizeze lucrarea în anul 2012, dacă Ministerul Transporturilor va plăti și restul de 40%. Oricum, până acum, lucrările au fost întârziate deja cu un an de zile, pe de o parte din pricina proprietarilor de terenuri care s-au opus exproprierilor și pe de altă parte din cauza alunecărilor de teren din zona Șcheia. Constructorul va relua lucrările de construcție a șoselei care va scoate traficul greu din municipiul Suceava la mijlocul lunii ianuarie.